Bun găsit tuturor, vă invit la mișcare astăzi, lent și în control, cum ar spune Luminița. Am venit la Pilates astăzi, bun găsit Luminița. Bună Beatrice, ne bucurăm tare să vă avem alături de noi și astăzi. Se muncește de zore aici în studio. Oh da, și ne gândeam noi că adesea postăm fel de fel de materiale cu exerciții pe care noi le facem în timpul lecțiilor de antrenament, doar că rare ori menționăm că progresia Pilatesului este una care se face în mod activ, în mod conștient și la care participanții noștri de fiecare dată trec de la etapă la etapă în funcție de modul în care evoluează corpul lor. Care sunt etapele atunci? Ei, Beatrice, îl avem pe Iulian aici, alături de noi, care face un exercițiu de bază din Pilates. Este un exercițiu de începători. Și vedem noi că nu se mișcă absolut nimic și că atenția lui trebuie să fie doar pe stabilizarea trunchiului. Mișcările de brațe sunt cele care articulează foarte bine și includ în efort biceps, triceps, pectoral, trapez. Dar în același timp, picioarele lui sunt stabile, nu ridică, nu mișcă absolut nimic. Și este un exercițiu foarte bun pentru începători. Dacă mergem apoi către varianta de intermediar în care folosim același exercițiu, doar că de data asta vedem cum colega mea Adriana antrenează mult mai multe grupe în efort. Iată cum întinde picioarele, asta înseamnă că echilibrează foarte bine mușchii abdomenului, introduce și fesierul în mișcare, are nevoie de mult mai multă atenție atunci când sincronizează segmentele corpului. Și dacă vorbim despre profesioniști, despre avansați? Îl avem pe Florin, colegul meu, la care lucrurile se complică cu adevărat. El are sfoara pe un singur braț. Asta înseamnă că trebuie să genereze pe partea liberă a trunchiului, adică pe partea lui stângă, contracții izometrice care să-i asigure echilibrul pe aparat. Mișcarea alternativă sau simultană a picioarelor angrenează din nou contracții mici stabilizatoare de echilibrare. Spatele lucrează, brațele lucrează, coapsele lucrează, fesierul lucrează și cu adevărat are nevoie de o atenție extraordinară pentru a menține aceste poziții, aceste contracții mici, stabilizatoare, pentru care Pilates este atât de cunoscut. Da, e încurajator, adică de la începător, putem să ajungem, dacă suntem consecvenți, la nivelul avansat, nu? Categoric. Și în funcție de modul în care evoluezi pe parcurs, în funcție de modul în care reacționează corpul tău, sigur că în 10, în 20, în 30 de întâlniri, practic reușești să treci cel puțin în poziția de intermediar. Către poziția de avansat, într-adevăr, ai nevoie de mai mult rafinament, de mai multă atenție. Dar vezi tu, Pilatesul este cel care te ajută practic să-ți conștientizezi corpul, să-l deții. Aceasta este încă o variantă de exercițiu pe care noi îl folosim și Iulian, iată cum ne arată un lunges în care ai sprijin pe brațe, a stabilizat foarte bine poziția trunchiului, piciorul de sprijin este îndoit. Apoi, Adriana, dacă mergem către poziția de intermediar, vedeți cum am eliminat sprijinul. Din nou, capacitatea de a-și echilibra corpul pe mișcare trebuie să fie una suficient de atentă, suficient de conștientă. Mișcările sunt lente, sunt în control, alternează pozițiile brațelor și vedeți cum tot corpul participă la mișcare. Și Florin te-a supărat astăzi sau ce? De ce l-ai chinuit așa astăzi? Florin face forma de avansat, într-adevăr, este în sprijin pe boss, ceea ce determină, pe bossul, ceea ce determină, practic, contracțiile acelea mici proprioceptive pe care le avem pe membrul inferior. Folosește o ganteră mai mare, adecvată capacității lui de efort, folosește un sprijin doar pe degete și acolo pe brațul stâng este doar o formă de echilibrare. În rest, vedeți cum tot corpul lui se aliniază, din punct de vedere biomecanic, mușchii lucrează absolut perfect și într-o simbioză și într-o eleganță pe care, din nou, doar Pilatesul ți-o poate oferi. Îți mulțumesc tare mult, Luminița, mă bucur că am ajuns astăzi la tine și dacă tot am venit aici, să începem cu antrenamentul pentru începători. Pentru începători astăzi.